E un meci, cât de important e meciul, ținând cont de actualul context, să-l câștigați cu Farul? Toate meciurile sunt importante, Horia. Ăsta e poate mai important pentru că, exact cum ai spus și tu, e contextul acesta. Venim după două înfrângeri consecutive și pe acest început de campionat lucrurile n-au stat exact cum ne-am dorit. Problema e că am început bine, cred că am jucat 45-60 de minute bine, foarte bine cu Sibs și, pe urmă, am câștigat meritat la Mediaș contra celor de la Ucluj. Apoi au venit aceste meciuri care n-am mai fost așa de agresiv, atât defensiv cât și ofensiv. Și dacă ar fi să reușim să mai jucătorilor, lucrul acesta l-aș acoșa. Dacă în sezonul trecut transformam tot ceea ce venea în tribună pe teren, adică acea agresivitate pozitivă și acea putere și transformați în Giuleștiul într-o fortăreață, din păcate lucrul acesta n-am mai reușit sezonul acesta și sper ca duminică să deblocăm, pentru că n-aș vrea ca presiunea să le toarnă toate plumb în ghete băieților. Trebuie să facă față acestei presiuni. Presiunea a fost, este și o să fie tot timpul în Giuleștiul.